you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine. Salut! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi o să analizăm Bitcoin, DXY și EURUSD. Totodată o să suntem în weekend, ceea ce ar trebui să, ca mâine seară, să închidă lumânarea pe weekly. Da? Și ar trebui să fim foarte atenți la ce o să urmeze. Bun? Haideți să vedem. Ce cred eu că ar putea să întâmple în perioada următoare? Da? Momentan am creat un Elliott Wave 1, 2, 3, 4, 5. Acum ar trebui să avem un pullback. 5-ul, dacă mergem pe weekly, a mers fix exact unde am avut maximul, da? Și nu am putut să-l rupem. Deci aici este o rezistență foarte puternică. A mers, a testat rezistența și acum o să aibă un pullback. Da? Până unde o să aibă un pullback? Foarte, foarte simplu. Haideți să vedem. Luăm un Fibonacci din cel mai jos nivel până în cel mai înalt nivel. Și primul nivel la care ar trebui să reacționeze, da, ar fi, 0.3 Fibonacci. Da? Adică eu cred că aici ar trebui să reacționeze. De ce? Totodată aici, observați unde am avut o rezistență, 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 când am rupt această rezistență, acum o să vină să îl ia suport. Da? În cel mai rău caz, am putea coborâ până la 19.800, chiar 18.900, dar cum? Am putea coborâ așa și în aceeași zi să închidă înapoi aici. Da? Sau am putea urcând aici să aibă o reacție și de aici să întoarcă. Da? Dar astea sunt nivelurile la care prețul trebuie să reacționeze. Eu în momentul de față am intrat short și haideți să vă spun și de ce. Mergem pe un time frame mai mic. Observați acest canal ascendent, da? Și practic a creat un canal descendent. În momentul de față a rupt canalul ascendent și de aici trebuie să aibă o reacție. Dar dacă mergem pe un time frame mai mic, o să observăm că aici avem un suport. În momentul în care rupe acest suport, clar o să meargă să testeze următorul nivel de suport în axă sau aici. Sau dacă merge în rezistență și nu poate să rupă rezistența, așteptați-vă să meargă din ce în ce mai jos. Da? Un nivel puternic, da, o să fie aici. Bineînțeles, de aici o să mai bă reacție, o să mai încerce și apoi tot în jos va merge. Da? Eu cred că în perioada următoare tot în jos va merge și o să vă spun și de ce. Da? Eu momentan am luat short pe Bitcoin. Da? Bun, după ce o să avem o corecție de tip A, B, C, da, o să avem iarăși un Elliott Wave 1, 2, 3, 4, 5. 5 o să fie undeva în jurul zonei de 29, exact 30.000, da? Exact până aici o să meargă. Dar e foarte important să țină acest suport, da? De ce? Pentru că dacă îl ține acest suport, da, creează un trend ascendent, un higher high, higher low, da? Să țină acest suport. După ce rupe acest maxim, da, ce credeți că se va întâmpla? Acest maxim va deveni suport, da? Iar când va merge la 30.000, da, o să avem un pullback până înapoi la 24.000. 24.000 va deveni noul suport. Da? Bun, atât legat de Bitcoin. Și acum haideți să vă spun de ce cred eu că va urca în perioada, de ce cred că va avea un pullback, da, în perioada următoare. Haideți să mergem la pe DXY. DXY-ul tot vă spuneam de ceva timp că suntem la un suport. Da? Acest suport este foarte puternic. Da? Uitați-vă din rezistență, 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 l-a rupt, l-a luat suport, 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 a fost un fake, spuneam să așteptați o zi ca să vedem dacă este fake sau nu este fake, s-a întors și a explodat, da? Practic ce a făcut, a rupt acest nivel, ceea ce înseamnă că poate să rupă acest nivel și să meargă până la următoarea rezistență și de aici poate să meargă iarăși în jos. Eu cred că asta se va întâmpla, va merge să testeze, o să lăsăm aici, da? Așa, și de aici mai mergem încă o dată, cel puțin aici, sau putem să mergem și mai jos, da? E posibil să meargă și mai jos, dar momentan așa, aici, da? Bun, acum haideți să ne uităm și la EURUSD, vă spuneam că ce o să urmeze pe el, da? Se pare că fix același lucru ca și la Bitcoin, 1, 2, 3, 4, 5, corecție de tip A,
B, C. Da? E posibil acum de aici să urmeze un B, da? Și apoi încă o corecție până la 0,6 Fibonacci. Sau, dacă mergem pe un time frame mai mic, pe 4 ore, vreau să vă arăt că în momentul de față 0,38 a fost atins, da? Fiindcă am luat maximul ăsta de aici și o să urmeze acum 0,5, chiar 0,6. E posibil exact până în 0,6 să avem o reacție. Și haideți să vă spun de ce. Dacă luăm fix vârful acesta, da? 2 secunde. Aici, da? O să observăm că exact rezistență, 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 da? Exact aici e posibil să vină, să coboare, adică mai exact 0,6 Fibonacci, da? Bun. În principiu cam atât. Aș vrea să vă urez o zi minunată. Aș vrea să fiți foarte răbdători cu voi, pentru că aveți nevoie de foarte multă răbdare ca să puteți să vedeți lucrurile clar, da? Vă doresc weekend plăcut, baftă și Doamne ajută!